Bună seara și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Fapte și Drepturi. Contractul individual de muncă poate înceta de drept ca urmare a acordului părților prin demisie sau concediere. Despre toate aceste situații, drepturile și obligațiile angajaților și ale angajatorilor, discutăm în această seară cu doamna avocat Lucia Pascaru. Bună seara și bine ați revenit la noi! Bună seara și bine v-am găsit! Aveam o restanță de la emisiunea trecută să vorbim despre concediere, dar înainte de a ajunge la concediere, aș vrea să vorbim despre situația în care contractul încetează de drept. În ce condiții contractul de muncă poate înceta de drept? Codul muncii prevede 10 cazuri de încetare de drept a contractului de muncă. De regulă, atunci când una din părți nu poate să mai presteze munca, respectiv salariatul în cazul în care a decedat sau dacă a dispărut și s-a declarat decesul printr-un proces civil, atunci sigur că încetează de drept contractul de muncă. Mai există și alte cazuri, spre exemplu, salariatul care a fost condamnat penal în mod definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, deci merge la închisoare, sigur că nu poate să mai presteze munca și atunci contractul încetează de drept, automat, deci prin efectul legii. Dacă, spre exemplu, munca pe care salariatul o desfășoară presupune a avea anumite avize sau autorizații și acestea au fost retrase, iarăși încetează de drept contractul de muncă. De asemenea, dacă s-a pronunțat o hotărâre definitivă, tot penală, prin care i s-a aplicat salariatului o pedeapsă complementară de interdicție a desfășurării unei anumite activități sau profesii, încetează de drept. Mai există și acel caz în care un salariat concediat nelegal a câștigat procesul în instanță, el revine la locul de muncă și, indiferent dacă a fost angajată o altă persoană pe postul ocupat de acesta, contractul respectivei persoane încetează automat la momentul reintegrării celelalte persoane. Mai există și situația în care am angajat un minor și am nevoie de acordul părinților. În momentul în care părinții își retrag acest acord, la fel încetează de drept. Și mai există și situația contractului pe perioadă determinată, despre care am discutat în multe ediții anterioare, care prin ajungere la termen încetează automat și, așa cum spuneam, trebuie să avem grijă să evităm acest gen de contracte, pentru că prin ajungere la termen încetează de drept și nu se mai pune problema concedierii. Contractul de muncă poate înceta și cu acordul părților. Am văzut că de obicei se preferă această variantă să se înceteze cu acordul părților. În ce situații se poate întâmpla acest lucru? Aceasta este cea mai fericită situație. Da. Toată lumea o preferă, și angajatorul și salariatul. Există un principiu de drept care spune că dacă noi ne-am înțeles, tot noi putem să ne despărțim. La fel cum am încheiat contractul, așa punem și punct. E adevărat că în foarte multe situații nu există un real acord, dar părțile aleg să facă concesii reciproce și să pună punct unui contract de muncă. Și totodată salariatul își poate da demisia. În ce situații ne întâlnim aici? Demisia este un act liber, este un act unilateral. Am observat în practic că puțină lume știe că demisia nu este condiționată de o anumită situație și nu este condiționată de aprobarea angajatorului. Demisia nu se aprobă și nu se încuvințează. Ea nici măcar nu trebuie să fie motivată. Demisia pur și simplu se prezintă angajatorului, acesta este obligat să o înregistreze, deși de multe ori în practică am întâlnit situații în care salariatul lăsa demisia la registratură și demisia nu era înregistrată. Nu este nicio problemă, demisia poate fi dovedită prin orice mijloc de probă. În momentul în care salariatul își dă demisia, începe să curgă termenul de preaviz. 20 de zile în cazul funcțiilor de execuție, 45 de zile în cazul funcțiilor de conducere, cu precizarea că prin contractul de muncă poate fi și o durată mai scurtă, niciun caz mai lungă. Sunt fără doar zile lucrătoare? Sunt zile lucrătoare, exact. Există și posibilitatea pentru salariați de a-și da demisia fără preaviz.
binecunoscuta demisie la zi, în cazul în care angajatorul nu își execută obligațiile contractuale, în speță nu plătește salariul de cele mai multe ori și atunci salariatul poate să prezinte demisia și să plece în aceeași zi de la locul de muncă fără nicio problemă. Este o expresie a libertății muncii. Salariatul nu poate fi ținut împotriva dorinței sale la locul de muncă și nu poate fi ținut peste termenul de preaviz. Deci dacă angajatorul găsește pe cineva să-l înlocuiască în termenul de preaviz, bine, dacă nu, salariatul nu poate fi obligat să rămână la locul de muncă până va găsi angajatorul o altă persoană. Și deci nu poate fi obligat să vină la serviciu în perioada de preaviz, dacă angajatorul nu și-a respectat obligațiile. Deci nu e musai... Practic, perioada de preaviz nici nu mai există. Articolul 81 alineatul 8 din Codul Muncii spune foarte clar, fără preaviz. Deci îi aduc la cunoștința angajatorului că de astăzi nu mai vin la muncă. Motivul fiind că nu mi s-a plătit salariul, spre exemplu. E bine că ați precisat și dumneavoastră, pentru că am văzut pe site-uri de specialitate că apărea frecvent această întrebare, ce se întâmplă dacă angajatorul nu mi-acceptă demisia? Da, deci... am întâlnit și eu în practică situații de genul, chiar și din formularea demisiei, mulți salariați o prezintă ca o cerere de demisie, vă rog să-mi aprobați demisia începând cu data de. Mulți înțeleg că dacă angajatorul refuză să accepte demisia, atunci nu poți să pleci de la locul de muncă. Nimic mai fals. În general am observat în practică, se înțelege un pic greșit situația asta. Angajatorii au impresia că de un salariat te poți descotorosi ușor, dar dacă salariatul vrea să plece, nu poate să plece chiar atât de ușor sau repede. Situația este taman pe dos. Salariatul pleacă când dorește, este liber să-și dea demisia în orice condiții, iar concediat nu poate fi prea ușor și o să discutăm în cele ce urmează. Da. Pentru că sunt mulți angajatori care spun că angajații au prea multe drepturi și angajatorii mult prea puține, că până să concediezi un angajat e o întreagă procedură. Dar ce vreau să vă mai întreb legat de demisie, dacă angajatul care a demisionat poate reveni la decizia lui în perioada de mai de 20-45 de zile. Se poate întâmpla și acest lucru? Sau depinde demisia de la caz. Demisia este un act irevocabil. Codul muncii se coroborează cu dispozițiile codului civil și codul civil ne spune că un act unilateral, deci care vine doar din partea unei singure persoane, în momentul în care a ajuns la destinatar, i s-a comunicat actul, nu mai poate fi retras. Deci dacă am apucat să formulez demisia, care, apropo, se formulează doar în scris, deci o demisie verbală nu are valoare. În scris se înregistrează la registratura unității, se trimite pe e-mail, dar să avem confirmare de primire sau prin poștă cu confirmare de primire ca să putem dovedi că am prezentat demisia. Odată ce a ajuns la angajator, nu mai poate fi retrasă. Sigur că există situații în practică în care salariatul continuă să lucreze la locul de muncă chiar și după termenul de preaviz. În acel moment, și există multe discuții în doctrină, practic se încheie un nou contract individual de muncă. Contractul anterior încetează în momentul demisiei, deci nu ar putea să se prelungească automat. Se încheie practic un alt contract de muncă și atunci angajatorul este obligat să încheie în scris acest nou contract de muncă, să-l înregistreze la ITM și așa mai departe, toate obligațiile care decurg de aici. Ce se înțelege prin concediere potrivit legii și când poate fi concediat angajatul? Concedierea este reversul medaliei demisiei. Vine din inițiativa angajatorului. Deci contractul de muncă poate înceta, așa cum spuneam, fie prin acordul părților de drept sau din inițiativa uneia din părți. Așa cum am arătat la demisie, act unilateral, liber, doar îl comunică angajatorului. Concedierea, în schimb, este o poveste mai lungă. Așa cum spuneați, se plâng angajatorii că salariații au prea multe drepturi.
Nu aș spune așa. Este firesc să aibă o poziție privilegiată pentru că angajatorul de regulă este un profesionist care urmărește să realizeze profit, pe când salariatul este o persoană fizică care în felul acesta își câștigă existența prin muncă. Oamenii au credite la bănci, au familie, au copii și bineînțeles că depind de venitul salarial. Așa că nu putem oricum și oricând să îl dăm afară pe un angajat. Trebuie urmată o procedură foarte strictă și trebuie acordate toate drepturile prevăzute de lege, dreptul de preaviz și așa mai departe. Concedierea poate interveni în situații care țin sau în situații care nu țin de persoana salariatului. Cu alte cuvinte, salariatul poate fi vinovat de concediere sau complet nevinovat. Sunt situații care nu depind de salariat. Spre exemplu, în cazul desființării postului. Care e frecvent întâlnită. E frecvent întâlnită, da. De regulă ascunde alte motive, într-adevăr. E un pic mai greu de dovedit, dar în practică au fost foarte multe situații. Teoria spune că angajatorul se poate găsi într-o situație în care nu mai are nevoie de un anumit post în organigrama societății. Dintr-un motiv sau altul, obiectiv, fără legătură cu persoana salariatului. Și atunci decide desființarea postului și îl concediază pe salariat, îi acordă termenul de preaviz legal, nu este obligat să-i ofere alte posturi în unitate care ar fi potrivite cu pregătirea sa, aici cred că este o misiune a legii, dar într-adevăr în practică sunt foarte multe cazuri în care această desființare nu este reală, nu este obiectivă și nu are o cauză serioasă așa cum spune legea. Fie postul în fapt există în continuare, dar și-a schimbat doar denumirea, atribuțiile foarte puțin, da? Fie este reînființat imediat după concedierea salariatului. Deci desființăm postul atâta timp cât am nevoie ca să-l concediez pe X, după care reînființez postul și angajez o altă persoană. Sigur că această decizie de concediere poate fi contestată în instanță cu succes. Da, s-ar putea să dureze foarte mult, pentru că e un caz despre care tot am amintit în diferite emisiuni, chiar soluționat de instanțele ieșene, o persoană care a fost concediată de 3 ori, prima dată i s-a desfințat postul, a doua oară nu știu ce motive au invocat, a treia oară că avea vârsta de pensionare și că nu știu ce, a câștigat de fiecare dată, dar procesele au durat foarte mult, vreo 4 ani, timp în care angajatul respectiv, fostul angajat a avut nevoie și de consiliere psihologică, adică s-a și îmbolnăvit. Sunt anumite costuri, te lupți în instanță, dar trebuie să te înarmezi cu răbdare. Ce este interesant, că mulți angajatori spun că această durată lungă a proceselor e în avantajul salariatului, că fiind ulterior reintegrat pe post sau îi se plătesc toate salariile din urmă, ar avea angajatul interesul să lungească durata procesului. Nu este adevărat, pentru că și am clienți care au fost concediați disciplinar și în perioada procesului nu au putut să se angajeze în altă parte. Apare în revisal decizia de concediere disciplinară și toți ceilalți angajatori, mai ales că țin legătura unii cu alții, solicită feedback pentru salariat, află că a fost concediat disciplinar și atunci refuză să-l angajeze și oamenii stau fără loc de muncă 6, 8, 10, 12, 24 de luni. E adevărat că ulterior primesc toate salariile din urmă într-o singură tranșă. De multe ori primesc și daune morale, cheltuieli de judecată. Deci ies câștigați, dar toată perioada procesului, exact cum spuneați, e o perioadă dificilă și, da, de foarte multe ori se apelează și la ajutor de specialitate, consiliere psihologică. Dar pentru că tot discutam despre procese acum, există posibilitatea ca fostul angajat să se angajeze și apoi să fie reintegrat și să primească toate salariile, chiar dacă a avut un alt loc de muncă în toată această perioadă a procesului? Absolut! Deci nu sigur că da. Legat, trebuie să stea fără serviciu 5 ani până s-a terminat procesul? Nu, în niciun caz. Este liber să se angajeze, dacă se poate angaja fără nicio problemă, sigur că da, prin decizia instanței atunci când se anulează decizia de concediere,
se consideră că în toată perioada procesului salariatul a fost angajat la unitatea cu care s-a judecat și atunci el trebuie să primească toate salariile din urmă. Dacă a lucrat și în altă parte și poate că a avut un salar echivalent sau chiar mai mare, foarte bine, atunci câștigul e dublu. Da, dar sunt mulți care probabil dacă au și un alt serviciu și după ce sunt reintegrați renunță, își iau salariile și preferă să pot să-și renunțe. Dea demisia. Da, își dau demisia după aia, dar măcar e o reparație morală. Sunt liberi. Care ar fi etapele concedierii? Ce trebuie să facă angajatul pentru a concedia un și ca totul să fie legal, să se trezească cu procese? În primul rând, angajatorul trebuie să verifice dacă poate să-l concedieze pe un salariat. Există niște situații prevăzute de Codul Muncii în care o persoană nu poate fi concediată. Se numesc interdicții permanente sau temporare. Sunt două categorii de interdicții permanente. Deci niciodată un salariat nu poate fi concediat pe motive discriminatorii, pe origine, gen, sex, orientare sexuală, opțiune politică, vârstă și așa mai departe, activitate sindicală sau pentru că a făcut grevă în mod legal. Acestea sunt deci interdicții permanente, orice decizie de concediere care are la bază un asemenea motiv, chiar cum a fost situația recentă, că ai, eu știu, poate ai votat cu cineva, aflat angajatorul și te concediază din acest motiv, este nulă absolut. Deci nici nu mai discutăm de o decizie de concediere. Apoi urmează interdicțiile cu caracter temporar. Dacă salariatul este în concediu de odihnă, este în concediu medical, este în concediu de creștere copil. Dacă salariata este gravidă, în măsura în care angajatorul a aflat de starea de graviditate anterior emiterii deciziei de concediere, nu poate să o concedieze. Deci este important pentru salariate în momentul în care află că sunt gravide să aducă imediat la cunoștința angajatorului ca să paralizeze o eventuală decizie de concediere și să nu o poată anula ulterior pentru că nu i-au adus la cunoștință angajatorului că sunt gravide. Dacă nu există nicio interdicție, angajatorul trebuie să vadă care este motivul pentru care dorește să concedieze un salariat. Dacă e un motiv care nu ține de acesta, desfințarea postului este opțiunea angajatorului. Dacă este un motiv care ține de salariat, să vedem care este acesta. Spre exemplu, salariatul este inapt fizic sau psihic să presteze munca. Această situație trebuie stabilită în mod concret printr-un certificat eliberat de medicul de medicina muncii. Este posibil ca salariatul să fie arestat preventiv 30 de zile sau chiar mai mult. Și atunci angajatorul poate să dea o decizie prin care să constate această situație. Sau salariatul poate să nu mai corespundă profesional cu atribuțiile din fișa postului. Acum, aici e o situație destul de dificil de probat pentru angajator. El trebuie să-l verifice, trebuie să-l supună unui test pe salariat și să dovedească faptul că acesta nu mai corespunde profesional. Cum va reuși să facă asta? E o întrebare foarte bună, pentru că se prezumă că din moment ce l-ai angajat, corespundea postului. Cum dintr-o dată nu mai corespunde profesional într-un timp relativ scurt. Poate nu a ținut pasul cu modificările. Eu știu, dacă lucrează într-un domeniu în care trebuie să fii tot timpul la curent cu ultimele modificări în domeniul IT sau exemplele pot continua, poate că ar exista o situație în care să nu mai corespunzi profesional. Cert este că în perioada de probă, de cele mai multe ori, acesta este motivul pentru care sunt concediați, însă acolo e o cu totul altă situație. În perioada de probă nici nu se pune problema de concediere, pur și simplu pentru necorespundere profesională este notificat salariatul că încetează contractul de muncă. Și ultima situație, cea mai spinoasă întâlnită în practică, concedierea disciplinară. Deci în momentul în care am săvârșit o abatere foarte gravă sau abateri repetate de la
disciplina muncii, da, regulamentul de ordine interioară, de la dispozițiile din contractul individual de muncă, sau am încălcat contractul colectiv de muncă, am încălcat legea de o manieră atât de gravă încât angajatorul decide că este cazul să mă sancționeze cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Și atunci când te torci din concediu de creștere a copilului, poți fi concediat? Sau știu că parcă era o prevedere că 6 luni nu are voie angajatorul să te concedieze. Nu știu dacă există o interdicție, da exact cum spuneați, dar ulterior poate fi concediată persoana după alea 6 luni, da? Sigur, și, da, doar să fie legal. Am mai discutat despre situația asta, că tot aminteați de că o persoană trebuie să anunțe angajatorul că este însărcinată, o femeie trebuie să-și anunțe angajatorul, însă cred că am mai discutat că au fost situații în care era contractul pe perioadă determinată și a fost prelungit de nu știu câte ori înainte și atunci când s-a aflat că angajata este însărcinată, s-a încetat, nu s-a mai prelungit contractul de muncă. Deci, da. Angajatorii, așa cum spuneau, găsesc niște soluții foarte interesante să eludeze dispozițiile legale. Și, într-adevăr, e cam greu de dovedit în instanță și de obținut despăgubiri. Sunt foarte multe cazuri în care angajatorii, deși legea le interzice, încheie contracte individuale de muncă succesive, pe perioade foarte îndelungate, sau unii preferă să le prelungească o dată chiar la 6 luni, deci nici măcar nu sunt anuale, astfel încât se evite problema concedierilor. Mai sunt angajatori care fac altceva, îi pun pe salariat să semneze demisia la angajare și sunt firme și companii mari care fac acest lucru. Fie profită de neatenția salariatului când semnează mai multe acte la angajare, știți cum e, semnat și aici, și aici, și aici, și din greșeală semnezi și o demisie. Sau li se spune chiar, te-ai angajat, îți semnezi demisia la angajare și ulterior când eu decid că nu mai este cazul să colaborăm, pun data pe demisie. Și s-ar putea să pun data zilei în curs, adică să nu mai am nevoie nici de... E și o presiune pe angajat în aceste situații. Sigur. Și n-ar avea câștig de cauză în instanță, să zic un... Aici o întreagă discuție. Ar avea câștig. Să zicem că ne gândeam, ai putea să dovedești, de exemplu, la un contract individual de muncă pe o durată mai îndelungată, să faci o expertiză în instanță, să arăți că cerneala sau pasta de pe semnătura e complicat. De pe demisie datează de, eu știu, 6, 12, 24 de luni înainte. Să arăți că n-aveai cum să semnezi demisia pe data de când a fost trecută data. Bun. Până aici, să zicem că am putea să dovedim. Dar cum dovedești că ai fost constrâns să o semnezi la angajare? Cu martori, cu alți colegi care să vină, dar ce colegi vin că ei sunt în aceeași situație? Păi asta e. Da, mai ales că de multe ori ești singur cu angajatorul în birou când... Angajatorii nu cred că vor ține morțiși să fie prezenți martori la momentul semnării demisiei la angajare. Și nu știu în ce măsură vorbim de o constrângere morală. Adică te-am obligat să îți semnezi demisia, eu ți-am propus. Ți-am spus că așa este practica, că noi așa facem, dar te-a obligat cineva. Ți-am spus că nu te mai angajezi dacă nu semnezi demisia. Da, și aici e foarte greu de dovedit, iar colegii de la locul de muncă, dacă, mai ales dacă încă lucrează acolo, s-ar putea să nu fie niște martori așa de buni și să nu fie prezenți chiar în momentul în care am semnat demisia. Oricum vom mai discuta despre concediere și despre problemele angajaților după o scurtă pauză de publicitate.